Andrei Filimon, starul campioanei naționale la tenis de masă, încă se recuperează după competiția din China, dar spune că nu va rata finala Superligii. Top 508 este un pas de calificare după ce s-a impus săptămâna trecută la Cluj și va juca împotriva formației CS Mioveni. Pentru Andrei Filimon, campionatul mondial de tenis de masă disputat în China a fost cel mai greu din întreaga carieră și cel mai dur. Noile mingi au transformat disputele în veritabile războaie, iar urmele lăsate de competiția chineză sunt încă dureroase. Veteranul constanțean evoluând mari în primul meci al semifinalei dintre Top 508 și Universitatea Cluj, meci câștigat cu 5-2. În ciuda problemelor fizice cauzate de participarea la principala competiție din tenisul de masă, Andrei Filimon a catalogat experiența drept una benefică, dar și o lecție în turneul de dublu mix, surpriza fiind uriașă. A fost un campionat mondial groaznic și nu sunt genul care să mă joc cu vorbele. Am și acum dureri mari și vom solicita reprogramarea finalei Superligii pentru că nu cred că pot juca și atunci și la Jocurile Europei de la Baku. Schimbarea mingilor a făcut ca întreg sistemul de joc să se restarteze, iar cine s-a adaptat mai repede a și avut rezultate. Viteza mai mare a schimburilor de mingi, însă și imposibilitatea de a anticipa traiectoriile unor mingi au dus la un consum fizic uriaș, iar partidele au devenit adevărate încercări pentru oricine. Să ai doi favoriți la titlu pe lista abandonurilor din cauza accidentărilor nu e un lucru prea bun, dar asta indică ce consum de energie s-a generat prin schimbarea mingilor, a declarat campionul. Pentru Jocurile Europene de la Baku, reprezentativa masculină a României va avea în componență doar 3 sportivi, conform regulilor impuse de Federația Internațională de Tenis de Masă. Alături de Adrian Crișan, numărul 1 la acest moment, vor merge în Azerbaijan constanțenii Constantin Cioti și Andrei Filimon, forul internațional permițând fiecărei naționale să înscrie doar 3 jucători pe foaie. Acesta este și motivul pentru care mă recuperez în această perioadă și pentru care vom solicita amânarea finalei Superligii, pentru că am nevoie să fiu apt la Baku și nici nu pot risca rezultatele echipei naționale, ne-a spus campionul. La feminin, lotul nu a fost încă oficializat, dar cel mai probabil vor merge în Azerbaijan Eliza Samara, Bernadette Zox și Camelia Poștoacă.